1 milion de teste rapide de salivă ajung astăzi în toate școlile din țară. Au fost livrate duminică noapte în depozitul DSU. În cele din urmă, unul dintre cei 3 participanți la licitație ar fi fost de acord să facă livrarea cu o săptămână mai devreme. Colega mea, Andreea Burnar, are mai multe informații. Andreea, bună ziua! Până la urmă, care sunt zilele de testare? Bun găsit! Testarea preșcolarilor și a elevilor se va face în zilele de marți și vineri în loc de luni și joi. Procedura va fi aceeași, unele teste vor fi făcute acasă de către părinți, iar altele la școală. De ce s-au schimbat zilele de recoltare? Cei de la Departamentul pentru Situații de Urgență ar fi spus joi că furnizorii nu și-au respectat contractele, însă firma care ar fi trebuit să livreze testele a venit cu o justificare. A spus că a fost vorba despre o întârziere de 30 de ore din cauza că operatorul aerian nu și-ar fi putut respecta programul de zbor din cauza restricțiilor aduse de Omicron. Cert este că în momentul de față părinții nu știu cum vor ajunge în posesia testelor, ei mâine trebuie să-i testeze pe elevi, iar pentru o săptămână de testare, în momentul de față, este nevoie de 6,5 milioane de teste.